Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cum arată acest bilanț de la începutul anului până în prezent? Cifrele vorbesc de la sine. Am venit ca premier mai bogat și am plecat mai sărat. Asta spuneți dumneavoastră. Care urmări? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Putin mi-a transmis că ar fi bine să lucrez ca să introduc România în NATO. NATO este o alianță importantă în care România joacă un rol foarte, foarte important. Ce rămânem după această zi? Cu niște concluzii. Precum știm cu toții, controversatul episod cu Dragă Stolo, Traian Băsescu a fost nevoit să candideze la alegerile prezidențiale și culmea a și câștigat. Băsescu câștigase pentru a doua oară primăria municipiului București. Nu trebuie să uităm profesorii. Trebuiau să primească salarii mărite în 2020. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. În politică nimic nu este întâmplător. Când apare câte un dosar așa care vine de niciunde, sigur l-a trimis cineva. Nu cred că este loc pentru aroganță. Doamnelor, domnilor, bun găsit! În această săptămână vom realiza rezumatul celor mai importante evenimente politice, economice și geopolitice. În această seară ne axăm pe evenimentele interne și ne amintim că România a început cu o coaliție de guvernare formată din USR, PNL și UDMR. Finalul de an ne-a adus un nou guvern alcătuit din PSD, PNL și UDMR. Pe parcursul lui 2021 am asistat la multe crize politice greu de mediat de către președintele Iohannis. Discutăm despre toate aceste evenimente care și-au lăsat amprenta în societate, dar pentru început urmărim o primă declarație făcută de vicepreședintele USR Dan Barna și revenim cu invitatul. Experiența celorlalte două programe, PNDL 1 și 2, a arătat că s-au construit terenuri de sport pe deal, parcuri între tarlale de porumb unde nu merge niciun copil și nu o să meargă vreodată, s-a turnat asfalt din greu direct pe câmp, pe pământ arabil, care a ținut fix până la prima zăpadă. Perfect. Ori, ca să evităm genul ăsta de lucruri, solicitările noastre sunt super de bun simț, cu standarde de cost, cu licitație deschisă, transparentă, la care să poată să participe oriunde, cu limitări, care acestea există acum, cu limitări de ce anume se poate cumpăra și ce anume nu se poate cumpăra, adică să ducem cât mai aproape acest program de ceea ce înseamnă programe, structura programelor europene, în care șansa să furi banii respective, efectiv să dai unei firme și să plătești pe un scaun 10.000 și pe un bec 2.000, cum s-a întâmplat și nu de puține ori, să se reducă foarte mult. Ori tocmai aceste amendamente nu se regăsesc în formula și de aceasta s-a întâmplat această criză, pentru că noi discutaserăm în coaliție, chiar în acea luni, discutaserăm că până săptămâna viitoare introducem și amendamentele și propunerile noastre, astfel încât programul să poată să aibă o formulă din care să ne asigurăm că nu se fură și de data aceasta banii. Am revenit, iar dumneavoastră urmăriți principalele evenimente politice interne. Salutăm invitatul din această seară, Costin Cioban, un cercetător în științe politice. Bună seara, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Un an plin, un an peste așteptări, pe lângă criza sanitară și turbulențele economice, de ce nu, vedem foarte multă forfotă politică și de cele mai multe ori forfota politică poate avea și efecte benefice pentru societatea românească și nu numai. Însă, în 2021, cum a fost această agitație din perspectiva dumneavoastră de cercetător și de politolog totodată? Așa cum remarcați, în general, în anul post-electoral, lucrurile sunt mai calme. Când nu te aștepți la alegeri, ai timp să te concentrezi asupra agendei populației, asupra agendei de guvernare. Așa că, în mod firesc, cu toții ne-am fi așteptat după ce s-a instalat acest guvern și știm cât de greu s-a instalat anul trecut în decembrie, să vedem o concentrare pe agenda populației, pe chestiunea pandemiei, pe chestiunea economică. Nu a fost așa și cred că, până la urmă, sâmburele acestui conflict politic pe care l-am văzut în 2020 ține de rezultatul pe care l-am avut în alegerile din decembrie 2020. Partidele care au format guvernarea, PNL și USR Plus, practic au pierdut acele alegeri. Au intrat la guvernare cu lideri slabi, au intrat la guvernare slăbiți, ca să fiu mai corect, slăbiți de rezultatul alegerilor și atunci, având în vedere și chestiunile care s-au întâmplat în planul intern, am avut tot felul de dinamici care pur și simplu au deraiat guvernarea. Pandemia, în ciuda ceea ce vedem în fiecare zi la televiziune, a trecut pe plan secund. Această negociere și această tensiune între lideri, aceste orgolii nemăsurate pe care le-am văzut în ultimul an, pur și simplu au dictat ritmul politic în 2021.
Sigur că da, dar pornind chiar de la ianuarie 2021, când s-a creat guvernul alcătuit din PNL, USR sau USR Plus, cum era la acea vreme UDMR, da, și minoritățile, spunea și dumneavoastră că a fost o coaliție cu lideri slăbiți, pentru că rezultatul poporului, dar al votului, a fost altul. Cumva socialdemocrații au câștigat în opinia românilor alegerile și atunci această coaliție slăbită, de fapt, a fost slăbită de către președintele Iohannis, pentru că domnia s-a îndemnat la alcătuirea acestui guvern inițial. Trebuie să punem lucrurile în context și să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile. PNL luase guvernarea în 2019, imediat înainte de alegerile prezidențiale. S-a tot vorbit despre alegeri anticipate, care din diferite motive, inclusiv pandemia, nu s-au mai întâmplat. PNL, de la un partid care a câștigat alegerile europarlamentare în 2019, nu a reușit să livreze un rezultat similar în 2020. USR a plecat de la așteptări foarte mari. A fost foarte aproape să depășească PSD în alegerile europarlamentare din 2019. Au urmat alegerile prezidențiale din acel an, în care Dan Barna nu a reușit să se califice în turul al doilea al prezidențialelor, deși ne-am fi așteptat să se întâmple acest lucru. După ce ai rezultate slabe, și vorbeam, mă refer din nou la rezultatul alegerilor din 2020, PNL a performat sub așteptări. Un partid la guvernare, după ce câștigi prezidențialele cu peste 60% în turul 2, nu poate să ia 25%, cel puțin așa cum ne imaginăm noi lucrurile. USR de la plus 20 a ajuns la 15%. În mod normal, după astfel de moment, ar fi trebuit să vezi un pas în spate făcut de acești lideri politici. Acești lideri politici s-au salvat, atât Dan Barna cât și Ludovic Orban, prin formarea acestei guvernări, care până la urmă a fost nășită de președintele Iohannis, pentru că președintele nu avea altă alternativă. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat în campania parlamentară de anul trecut. Președintele ieșea în fiecare zi, avea un discurs foarte ferm împotriva PSD, încerca să mobilizeze electoratul de dreapta, tocmai pentru că soluția era foarte clară. Și pentru că PSD-ul era ostracizat și se creasă această axă de conflict, s-a pus mai puțin accent pe compatibilizarea programelor de guvernare, pe ceea ce se va întâmpla. Am văzut un program de guvernare care a fost foarte repede asamblat, după ce s-au împărțit pozițiile politice, dar niciodată nu s-a vorbit. S-a vorbit puțin despre ce o să se întâmple, nu s-a vorbit despre cum o să funcționeze această guvernare și care este calendarul livrării lucrurilor. Așa că atunci când nu știi foarte clar la ce să te aștepți și nu ai un management al așteptărilor în ceea ce privește guvernarea, criza pur și simplu te prinde din urmă. Corect. 9 luni, cam atât a durat și oricum cu sincope, primele tensiuni în coaliția de guvernare au început între PNL și USR. Ne uităm chiar la ministrul sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, care a fost demis fără a fi cumva potrivit consimțământului înștiințat USR de această decizie. S-a reparat această tensiune cu greu, cu condiția ca următoarele decizii din executiv să fie luate la comun. A urmat apoi, de ce nu, în toamnă, da, la finalul lui august, demiterea ministrului justiției Stelian Ion, da, un alt ministru din portofoliu USR Plus, și de aici scindarea. Totuși, USR a dat dovadă de o personalitate puternică, în ideea în care, dacă ar fi lăsat de la ei, cum se spune în limbaj popular, ar fi fost în continuare la guvernare? USR și PNL, până la urmă, mergeau pe același culoar. Dacă ne uităm pe profilul electoral al votanților USR și PNL, sunt votanți de dreapta. Chiar votanții USR sunt chiar mai la dreapta decât votanții PNL. Deci, până la urmă, USR s-a definit în opoziție, a încercat să se promoveze ca un partid nou, ca un partid care face altfel de politică. Și de la un partid nou, este pus să guverneze alături de PNL, care, vrem, nu vrem, e un partid istoric, este un partid vechi. Nu a existat foarte multă experiență din partea USR Plus. În același timp, nici PNL nu a avut foarte multă experiență la nivelul conducerii din guvern. Florin Câțu a fost o soluție de compromis. Știm că USR s-a implicat în nominalizarea premierului. Au existat semnale că nu și-l dorește pe Ludovic Orban. Așa că Florin Câțu, care totuși era un om care nu avea foarte multă experiență politică, ajunsese senator în 2016, apoi ministru de finanțe și acum prim-ministru, dar cineva care nu cunoștea foarte bine partidul și nu știa foarte bine să gestioneze conflicte politice. Experiența e vitală pentru gestionarea executivului? Într-o perioadă de criză și
într-un moment în care ai o coaliție totuși diversă și nu e o coaliție tipică, aș putea să spun că astăzi coaliția pe care o avem între PSD și PNL e mai ușor de gestionat decât cea dintre USR Plus și PNL. Interesant. Tocmai pentru că PSD-ul are experiența guvernării, are oameni care au mai fost în guvern și știu cum să treacă mai departe peste aceste conflicte. Dar premierul n-are o serie de consultanți cu expertiză și până la urmă îl pun pe premier în locul unui antreprenor. Dacă antreprenorul are flair și echipa bună, poate să exceleze în orice domeniu de activitate. N-ar fi la fel și cu premierul sau cu șeful statului, cu președintele? Vă dau dreptate. Teoretic, așa ar trebui să se întâmple. Însă, una dintre virtuțile premierului, cât un mod cert, n-a fost comunicarea. Domnia sa, de altfel, a fost angajată în acest joc din PNL, care, cred că începând cu luna martie-aprilie, a ajuns să fie dominant. PNL a fost un partid, practic, rupt între trei dimensiuni, între trei zone de influență, trei zone de putere. Ai avut, din afara partidului, personalitatea președintelui Iohannis, care a încercat să exercite un control tot mai ferm asupra partidului, Ludovic Orban, care își dorea să continue ca premier, dar care nu, ca președinte de partid, dar care nu mai era premier, deci pierduse acest atribut al puterii, și Florin Câțu, care a văzut această oportunitate de a deveni președinte PNL și de a profita de căderea liderului Orban. Așa că această incertitudine din interiorul PNL și această lipsă de experiență atât la nivelul echipei guvernamentale PNL, dar și a celor din USR Plus, a făcut ca lucruri aparent banale, pentru că vorbim de criza din sănătate și de ce s-a întâmplat cu Vlad Voiculescu, dar nu putem acum, dacă e să ne amintim, nu putem să spunem foarte clar ce s-a întâmplat. Că s-au publicat niște liste care nu ar fi trebuit să se publice, corect, că s-au făcut niște dezvăluiri, că USR vroia mai multă transparență, dar ceilalți se opuneau. Sunt niște lucruri absolut Aceasta banale. Aceasta este și întrebarea mea. Până la urmă, de ce a eșuat primul guvern din 2021? Din lipsa de experiență, prea multe orgolii, a fost un test pentru președinte, deși a fost extrem de vocal împotriva PSD, poate asta a vrut să arate, că nu se poate cu centru dreapta, da, sau cu guvernarea de dreapta, și atunci e nevoie să apeleze la un partid cu experiență. Dar nu știu ce a fost în mintea președintelui Iohannis și ce a vrut să livreze. Cert este că modul în care USR s-a poziționat în interiorul guvernării de foarte multe ori a fost perceput ca o agresiune de către cei de la PNL. În același timp, cum spuneam, PNL a încercat de fiecare dată să-și proiecteze imaginea de lider al guvernării. Încercați să arate cine este șef. A fost o eroare, o greșeală? Nu cred că a fost o greșeală. Cred că lucrurile ar fi avut nevoie de mai multă mediere din partea președintelui Iohannis. Știți, mulți spun că președintele s-a implicat foarte mult în criza politică, mai ales în ultimele luni. Cred că o implicare a președintelui de la început ar fi fost mai bună, tocmai în a încerca să compatibilizeze aceste lucruri. Și Dan Barna, cred că ar fi putut să facă o treabă mai bună în a-și gestiona echipa. Însă păcatul originar cred că ține de modul în care s-a negociat această agendă. S-a vorbit de secția specială la un moment Absolut. Dat. Nu, s-a vorbit despre acest obiectiv. Acolo aveai nevoie de niște chestii specifice. Uh-huh. Cum se va întâmpla această chestiune? Cum va fi gestionată campania de vaccinare? Cum va fi gestionată pandemia? Cine va avea autoritatea? Cum se vor face numirile în justiție? Care va fi cooperarea dintre ministrul justiției și președinte? Absolut. Au fost elemente interesante și s-a tot spus că USR a negociat bine și că a primit sau a luat cele mai bune ministere. Acum, sigur, ne gândim la cele mai bune ministere din perspectiva responsabilității în cadrul crizelor în care ne aflăm sau la bugetele de care dispuneau acele ministere și că, deși a luat cele mai importante ministere de moment, nu le-a gestionat așa cum ar fi trebuit. Da, USR a avut două ministere cheie în acest guvern pe care l-am avut instalat în decembrie 2020. Am avut Ministerul Transporturilor și am avut Ministerul Fondurilor Europene, la care, într-adevăr, în contextul pandemiei, aș adăuga Ministerul Sănătății. Aș face o paralelă. Ce s-a întâmplat? Unde era USR Plus la începutul guvernării și unde este astăzi? La sfârșitul acestei crize politice. USR nu este un partid mai puternic și mai întărit și nu se știe dacă USR poate să profite de pe urma faptului că, până la urmă, este principalul partid de opoziție.
În acest moment. În acest moment. Deci această percepție de competență, de oameni care știu ce este de făcut, s-a erodat vrând nevrând în acest an de guvernare. Ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Sănătății cu Vlad Voiculescu și cu ministrul Mihăilă nu a dat percepția că USR poate să gestioneze un sistem sănătate atât de complex. În acest moment. Și aici, nu e, aici este diferența dintre competență și discursul despre corupție. La un moment dat, discursul despre corupție își atinge limitele. Cei care au fost investiți cu încredere de către USR să meargă în guvern, nu au avut probleme de integritate. Sunt oameni care au un CV, care au o carieră. Pe de altă parte, sistemul public e suficient de complex și crizele sunt atât de importante încât ai nevoie să înțelegi ce se întâmplă lucrurile și să ai un plan deja stabilit. Nu te poți califica la locul de muncă atunci când ai de gestionat o pandemie. Și acest lucru, într-adevăr, s-a văzut. Și au fost diferențe între cei de la USR la guvernare. Vedem că la sfârșitul crizei politice, ministrul transporturilor, care deja avea o anumită experiență, fusese parte, cred că din echipa premierului Cioloș în 2016, Cătălin Drulă, a ieșit cu o imagine mult mai bună. De altfel a și fost votat destul de mult la congresul USR. Spre deosebire de Vlad Voiculescu, care dintr-o mare speranță USR a pierdut totuși din acea aură, din acea atracțiune electorală la care se gândeau mulți și mulți îl proiectau ca fiind un potențial candidat la președinție al partidului. Alte zone, cred că, dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat, o altă zonă a fost cea a Ministerului Fondurilor Europene. Și până PNRR-ul, acest program vedetă, salvator pentru națiune, a mers cumva din eșec în eșec sau din amont de naval până când s-a conturat, cu greu. S-a conturat cu greu, au fost foarte multe contre. Practic, cred că începând cu luna mai, atunci când situația pandemică s-a mai calmat, PNRR a fost principalul subiect pe agenda politică a verii. Că se va întâmpla, când se va adopta, care vor fi chestiunile care vor fi introduse în acel pachet. PSD a făcut foarte multe presiuni pentru ca anumite lucruri să fie sau să nu fie în acel program. Suntem similar cu momentul din 2007, cred că la momentul aderării în Uniunea Europeană, în care atunci fondurile europene erau un panaceu, rezolvau absolut orice. Astăzi PNRR este proiectat, avem acest discurs triumfalist în România, în care PNRR va rezolva absolut orice. În următorii 4-5 ani de zile vin miliardele de la Bruxelles care trebuie implementate. Pe de altă parte, e foarte clar, performanța noastră în atragerea de fonduri europene n-a fost extraordinară, nici măcar pe acest ciclu financiar în care, teoretic, ar fi trebuit să prindem mai multă experiență. Totuși aș spune că principalul legacy, principala moștenire a USR de la guvernare este acest, vrând nevrând, acest PNRR. Noua guvernare va trebui să gestioneze programul și va trebui să arate cât este capabil să-l implementeze. De altfel, Ghinea a avut a fost un fel de tehnocrat acolo. La un moment dat, știți, s-a prelungit criza politică cu o săptămână și remanierea, tocmai ca să poată fi finalizat PNRR-ul. Sigur că da. Și nu au fost foarte multe critici. Chiar săptămâna trecută îl vedeam pe ministrul Vâlceanu, cel care a fost transferat de la finanțe la fonduri europene, având cuvinte chiar de laudă la adresa ministrului Ghinea. Sigur că da. Mă întorc un pic la eșecul primei coaliții de guvernare cu USR încadrată și dacă, de pildă, în toamnă, președintele Iohannis l-a nominalizat pe Dacian Cioloș pentru poziția de premier, l-am văzut absent pe Dacian Cioloș în această coaliție, din perspectiva mea, sigur, adică mult mai activ a fost Dan Barna, da, co-președintele partidului la vremea respectivă, cu o poziție de vicepremier și activ, parcă totuși fie a condus din umbră Dacian Cioloș această formațiune, fie a fost foarte mult implicat în Renew Group, da, în celălalt partid european în care s-a aflat. Și atunci, dintr-o dată, îl vedem pe Dacian Cioloș în față, sigur, nu a câștigat poziția de premier, nu a trecut guvernul de parlament, o să ajungem și la această analiză, dar totuși, dacă Dacian Cioloș ar fi fost mai implicat în această coaliție de guvernare și ar fi ieșit în față cu anumite declarații, mai ales că a fost la un moment dat premier, ar fi avut șanse ca această primă coaliție să rămână și în prezent. Cred că a fost un binom interesant în USR Plus, pentru că la momentul, cred că până spre sfârșitul anului, cele două partide fiecare avea câte un președinte. Și a existat această, cred că, imagine, această proiecție că Dan Barna era mult mai interesat de menținerea partidului la guvernare,
Pe când Dacian Cioloș încerca să folosească acest context pentru proiectarea unei candidaturi în 2024. Pentru că dacă este să ne uităm astăzi, PNL nu are un candidat clar pentru alegerile din 2024. Nici măcar PSD nu are un candidat clar. Pe de altă parte, USR Plus, îndrăznesc să spun, l-are pe Dacian Cioloș drept candidat. Și Dacian Cioloș încearcă, ce încearcă să facă este pur și simplu să-și maximizeze acest potențial. În primele 9 luni de zile a fost într-adevăr la Bruxelles, a fost în plan secund. De fiecare dată el a fost cel care mai degrabă, când apăreau conflicte, și vorbeam de cazul Vlad Voiculescu, a fost cel care mai degrabă punea paie pe foc când era, decât să medieze, pentru că interesul lui era foarte clar. De altfel, vedem, Dan Barna a fost cel care a decontat nu doar ceea ce s-a întâmplat în 2019 la alegerile prezidențiale, ci și eșecul acestei guvernări. Pentru că imediat după sfârșitul crizei politice, el a pierdut neașteptat pentru cei care observau ce se întâmplă în USR președinția în favoarea lui Dacian Cioloș. Și a fost pur și simplu și un decont pentru modul în care el a reușit să-și facă treaba ca vicepremier, cum spuneam și mai devreme, să țină lucrurile sub control. Nu s-a reușit acest lucru. Da. Ne întoarcem cumva și la alte elemente suprapuse peste cearta dintre aceste partide. Vorbim despre Congresul PNL și USR Plus avut loc în toamnă. La PNL s-a instalat tensiunea în interiorul partidului din momentul în care, din primăvară-vară, când Florin Câțu, premier la acea vreme, și-a declarat intenția de a candida la șefia partidului, a fost surprins cumva Ludovic Orban, da, a fost un lider al liberalilor, pe motiv că îi promisese lui Florin Câțu o poziție la BNR, dacă nu candida la șefia PNL. De aici s-a instaurat tensiunea, s-a tot spus că președintele României îl susține pe Florin Câțu pentru această poziție. Am și văzut asta la Congres. Bun, ajungem în toamnă, Florin Câțu câștigă șefia PNL, dar pierde executivul. Acest conflict cred că putea fi prefigurat în ceea ce s-a întâmplat după alegerile parlamentare. Ne aducem aminte că la câteva zile după alegerile parlamentare, Ludovic Orban practic a fost silit să-și dea demisia din poziția de premier. A venit domnul Ciucă, premier interimar. Au început acele negocieri care au fost foarte greu de purtat, apropo de cine va fi prim-ministru, de cum va arăta distribuția portofoliilor. Și acolo s-a văzut un Ludovic Orban totuși slab. Ne aducem aminte, au fost relatări în presă că se pregătea un puci în interiorul PNL împotriva lui Orban, un puci care pur și simplu a fost stopat de către președintele Iohannis. Deci era acolo un vid de putere, președintele nu și-l mai dorea pe Ludovic Orban, dar trebuia văzut cine poate să fie cel care să preia controlul partidului. Ei au fost diferite nume vehiculate, până la urmă, având în vedere poziția publică pe care o avea, poziția de prim-ministru, a rezultat Florin Câțu. Dar, așa cum spuneam mai devreme, nu avea nici experiența și nu era în stare să gestioneze totuși un partid extrem de complex. PNL-ul de astăzi este rezultatul unei fuziuni între vechiul PNL și Partidul Democrat Liberal. PDL, sigur, deci, că da. Și e foarte greu, sunt lideri acolo cu foarte multă experiență. Corect. De altfel, cred că tot congresul, ceea ce s-a întâmplat începând, cred că cu lunile aprilie-mai, când a devenit cert că Florin Câțu o să fie candidat, a existat această discuție în PNL și discuție în spațiu public despre al treilea om. Toată lumea se aștepta ca la un moment dat să apare cineva care să salveze Congresul PNL. Pentru că, pe de-o parte, aveai un personaj discreditat ca Ludovic Orban, da, care nu avea foarte multă care pierduse niște alegeri pe care ar fi trebuit să le câștige, care nu avea foarte multă încredere publică. Pe de altă parte, l-aveai pe Florin Câțu, care dădea dovadă de impulsivitate, care nu reușea să atragă susținere publică, care avea niște reacții care de foarte multe ori deranjau, și atunci lumea se gândea cine vine poate un să... un al treilea candidat. Mm-hmm. Că o să fie Emil Boc, că o să fie Bolojan. Se prea putea, asta spun? Că, da, se putea la un moment dat. Și cred că și în PNL a existat o anumită zonă de nealiniați. Știți, când s-a declanșat bătălia în interiorul partidelor, era despre ce filială îl susține exact. știu cine. Au fost mai multe bisericuțe. Au fost mai multe bisericuțe, dar filiale importante din PNL au încercat să se mențină neutre, tocmai pentru a profita mai degrabă de slăbiciunea atât a lui Câțu, cât și a lui Sigur Orban. Că da. E foarte greu când ai, cum spuneam, când ai trei centre de putere,
și ai o perspectivă, o poziție slăbită în încrederea publică. PNL a, am avut o hemoragie de, de susținere publică pentru PNL în ultimul an. PNL în acest moment, după ce a început anul la 25%, este undeva la 20%. Încrederea a scăzut, sigur. Încrederea a slăbit, a scăzut. Ai avut probleme de tensiuni între lideri. Ai un lider care practic a părăsit partidul. Cred că zilele trecute Orban și-a anunțat creat noul partid, Forța Dreptei. Un nou partid. Sunt parlamentari, există un număr de parlamentari care au părăsit PNL. Nu așa arată un partid care respiră viitor. Nu așa arată un partid care dă premierul. E clar că și ceea ce a făcut, președintele... N-a fost partidul câștigător, dacă ne gândim la acel dies celebru. E foarte greu de spus dacă cine e echipa câștigătoare în acest moment în, în PNL. Da. Bun, ajungem la Dacian Cioloș, care a câștigat de șefia USR Plus și chiar acum ascultăm o declarație făcută de președintele României, Klaus Iohannis, de la momentul în care l-a desemnat pentru poziția de premier pe Dacian Cioloș. Urmărim declarația și revenim. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanța pregătirilor pentru perioada de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori. Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una pe care o voi și pune în practică și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș. Vă mulțumesc! Am revenit, iar dumneavoastră urmăriți principalele evenimente politice interne din 2021. Continuăm discuția și am văzut declarația, ne amintim cu toții, când sigur că oameni cu expertiză politică, așa cum sunteți și dumneavoastră, și poate și telespectatori care urmăreau aceste declarații, au spus că ceea ce a făcut președintele reprezintă o glumă bună. Însă, pe bună dreptate, a fost singurul partid care a mers la consultări cu o nominalizare de premier în numele lui Dacian Cioloș. N-a fost să fie. Președintele a spus bine să fie Dacian Cioloș. S-a bucurat oare Dacian Cioloș sau a crezut că este o înscenare până la urmă să se revină la o coaliție cu PSD? Cum ar trebui să vedem această nominalizare până la faptul că, da, guvernul Cioloș, da, cabinetul nu a trecut de Parlament, de audieri? Începând cu luna septembrie, atunci când a fost remaniat Stelian Ion, a fost o întreagă dezbatere despre cine poartă vina pentru ceea ce se întâmplă în coaliție. Este PNL care a făcut această remaniere, este Florin Câțu cel care nu mai poate lucra alături de USR Plus sau este USR Plus care are prea multe orgolii și nu e în stare să depășească momentul remanierii unui nou ministru. Și s-a vorbit foarte mult despre responsabilitate. Cred că acesta a fost cuvântul cheie pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, că România are nevoie de o guvernare, că România are nevoie de depășirea intereselor partizane pentru a asigura gestionarea crizei și implementarea PNRR. Acesta a fost narativul pe care l-am auzit din partea principalelor partide politice. Și în acest context, cred că președintele pur și simplu a încercat să lase în offside USR Plus. A vrut să arate dacă că USR Plus 1 nu are soluții politice sau că nu are responsabilitatea asumării guvernării. Dacă Dacian Cioloș ar fi venit și ar fi spus nu mi-asum această responsabilitate, nu o să încerc să trec un guvern prin Parlament, atunci aceasta ar fi fost probabil reacția. USR Plus este un partid care declanșează crize politice, dar nu încearcă să le rezolve. USR Plus a sesizat această capcană care i-a fost întinsă, s-a sacrificat, a existat probabil un deficit de imagine pe care l-a avut în urma acestui proces, dar până la urmă s-a creat un moment public, a fost mai degrabă teatru decât orice altceva, pentru că
și la audierile ministeriale și în acel program de guvernare. A fost o oportunitate pentru USR să rupă ritmul. Acest lucru ar fi, deci s-ar fi putut, o pierdere de vreme. Ar fi putut fi transformat într-o oportunitate de a câștiga imagine pentru USR Plus, în care USR putea să vorbească mai ferm despre lucrurile pe care și le propune să le facă și ar fi putut să surprindă prin niște figuri ministeriale care, nu știu, să aibă acest factor de wow. De ce oameni... n-au primit miniștrii aviz favorabil? Nici măcar, nu cred că niciunul, nu mi-amintesc. Cred că a primit Cătălin Drulă, din greșeală. Din greșeală, exact, așa a fost. De ce? N-au fost competenți? Adică acele audieri n-au avut rezultate bune? Sau din orgoliu? Sau pentru că era direcția trasată de președinte să vină peste de la guvernare? Era o poziție foarte clară în momentul acela. PNL, evident, era înverșunat împotriva USR Plus. PSD, care a fost an de rândul ținta atacurilor USR Plus, nu și-ar fi permis să voteze. Pur și simplu a fost un vot politic care a arătat că USR Plus este izolat din punct de vedere politic și nu poate forma o coaliție de guvernare. Interesant. Și a fost primul pas care pur și simplu a permis trecerea la nivelul următor. Adică în opoziție. Exact. Nu poate, nu are capacitatea de a forma un guvern, atunci trebuie să vedem cine are capacitatea de a forma o majoritate și de a aduce suficientă susținere politică pentru a pune lucrurile în practică. Fosta opoziție, și aici ne gândim la principalul partid din opoziție, Partidul Social Democrat, a făcut cumva, dacă vreți noastră, un parteneriat cu USR privind moțiunea de cenzură, astfel încât a picat guvernul condus de Florin Câțu. În tot acest timp, foarte multă presiune politică, au fost 2 luni și puțin până am avut un guvern la care ajungem imediat. Am văzut această direcție, pe de-o parte, lupta între USR Plus și PNL, deși Florin Câțu se temea și a spus de fiecare dată ferm, până chiar cu câteva zile sau săptămâni, de ce nu, la alcătuirea guvernului cu PSD, că nu vrea un guvern cu PSD, că reprezintă un compromis major și nici vorbă, voia întoarcerea la o alianță cu USR Plus, nu s-a putut acest lucru, după care președintele a lăsat un pic de timp de așteptare, a fost Nicolae Ciucă o propunere de premier și putem spune chiar că a făcut repetiție pentru că s-a retras imediat, poate nesimțindu-se pregătit, a cui nominalizare să fie? La prima vedere PNL, da? Partidul Național Liberal, dar este cumva, cum s-a spus, mâna dreaptă a președintelui sau este astul din mânecă a lui Klaus Iohannis? În toată luna septembrie, ceea ce am trăit a fost menținerea lui Câțu la guvernare pentru a câștiga președinția PNL. Ne aducem aminte, a fost acea moțiune de cenzură în care am văzut o alianță extrem de nefirească între AUR și USR Plus, care a fost blocată în Parlament, a fost trimisă la Curtea Constituțională, PSD nu a vrut să joace alături de USR Plus și de AUR în acea chestiune. De fapt, PSD, prin ceea ce a făcut în luna septembrie, a contribuit vrând nevrând, nu o să discut aici motivele, la alegerea lui Florin Câțu în fruntea PNL în urma congresului de la sfârșit de septembrie. A fost un oarecare blat la mijloc între liberali și socialdemocrați? Cred că nici măcar nu e nevoie de blat. Pur și simplu, PSD a sesizat că Florin Câțu nu poate să fie o soluție pentru viitor ca prim-ministru și că nu are profilul pentru a fi un lider puternic pentru PNL. Ei pur și simplu au ales o opțiune care probabil pe termen lung le era favorabilă. Imediat după congresul PNL ne aducem aminte că PSD a depus propria moțiune de cenzură fără semnături suplimentare din partea AUR sau a USR Plus, iar apoi procesul a mers foarte lin până am avut căderea guvernului. N-a fost ușor nici pentru PSD, pentru că au fost foarte multe acuzații de blat, așa cum spuneați și mai devreme, că există o înțelegere, că sunt niște lucruri care s-au decis în spatele ușilor închise și au permis menținerea lui Câțu la guvernare. Cred că pur și simplu a fost un joc politic pe care PSD l-a sesizat, a încercat pur și simplu să adâncească ruptura care exista între USR Plus și PNL și până la urmă a făcut foarte bine acest lucru, pentru că PSD era un partid extrem de izolat în 2019, în 2020, după alegerile parlamentare, chiar au câștigat cele mai multe voturi, nu avea o soluție de guvernare și dintr-un partid izolat, și nu doar că era un partid izolat, era un partid demonizat.
Era un partid care avea moștenirea lui Dragnea. Era un partid care era legat de momentele, de protestele din 2017. Practic, dintr-un an de zile, PSD, care spuneam mai devreme, era atacat în 2020, în 2019, în fiecare zi de către președintele. A devenit eroul României, nu? A devenit soluția salvatoare. Ne aducem aminte discursul de la Congresul PNL al lui Florin Câțu, când spunea că el nu o să facă niciodată alianță cu PSD. Bine, acum spune că nu face alianță, are coaliție cu PSD. Și de compromis, oricum. E compromis, dar până la urmă, acești oameni... Este făcut. Este făcut, gestionează țara, au un program de guvernare comun, miniștrii PSD stau alături de miniștrii USR, secretar de stat PSD o să fie... Președinții de partid se întâlnesc și discută? Au de gestionat această țară, au venit cu această găselniță extrem de interesantă după modelul din Parlamentul European. Dar și mai vocal a fost președintele Iohannis, care a spus nici de cum cu PSD și că nu poate cu PSD și așa mai departe. Ce l-a determinat pe șeful statului să îi aducă la guvernare situația din România? Adică era nevoie de un guvern și până la urmă de compromis sau nu cu această idee rotativă să se schimbe premierul la un an și jumătate? Ce înseamnă această coaliție pentru România în acest moment? Trebuie să spunem că PNL a încercat acest guvern minoritar și tocmai de aceea premierul Ciucă s-a retras, pentru că acesta a fost mandatul. După ce a picat guvernul Cioloș în Parlament, acesta a fost calculul PNL. Că poate să treacă un guvern prin Parlament cu sprijinul probabil al PSD și să continue să gestioneze țara negociind practic lucrurile consistente la fiecare vot în Parlament. S-a întâmplat acest lucru. Știți, oamenii învață și președintele Iohannis învață că strategia pe care și-a propus-o pur și simplu a dat greș. PSD a sesizat oportunitatea, n-a vrut să susțină din umbră și să beneficieze de guvernare, ci pur și simplu și-a asumat formal prezența la guvernare și vedem și în acest moment. Chiar dacă nu are premierul, din punct de vedere al politicilor publice și al măsurilor adoptate, PSD este cel care dă tonul la guvernare. Exact. A luat din nou ministerele cheie, despre care am auzit și când a fost USR în prima coaliție. Deci a fost un an plin cu două guverne, da? Vedem exact cât va dura și acest guvern și chiar așa. Are șanse să dureze dincolo de primăvară? Faptul că PSD este acum, cum spuneam, prima vioară a guvernării, nu înseamnă că nu există riscuri. Există riscuri inclusiv pentru PSD, pentru că atunci, în momentul în care îți asumi responsabilitatea, poți să decontezi foarte ușor. Uh-huh. În 2017, de la 46%, PSD cred că s-a dus într-un an de zile în intenție de vot la jumătate. Românii se schimbă foarte rapid și dacă ai câteva crize, dacă ai niște probleme de integritate, dacă ai niște miniștri care pur și simplu nu sunt în stare să-și facă treaba, s-ar putea ca PSD să nu mai beneficieze de acest moment extrem de favorabil. Pentru că imediat cum s-au instalat la guvernare, au venit cu ceea ce știu să facă cel mai bine și anume cheltuielile sociale, pensii și alocații. Da, vedem acum nu au doar Ministerul Muncii, au și Ministerul de Finanțe. Și al familiei. Și al familiei, dar în principiu Ministerul de Finanțe. Sunt niște chestiuni care anul viitor o să trebuiască să fie reglate. Pandemia o să aibă și consecințe economice. Sunt lucruri care țin de deficit, de datorie, care la un moment dat vor trebui rezolvate. Elemente care au blocat până la urmă și amânat prezentarea bugetului. Și e de văzut dacă aceste majorări de cheltuieli sociale vor fi în măsură să suplinească pierderea de putere de cumpărare pe care absolut o vedem în aceste zile prin ceea ce se întâmplă cu facturi majorate, alimente scumpe. Avem un respiro prin legile adoptate, apropo de exemplu de facturile la utilități, dar acest lucru nu înseamnă că avem sprijin pentru IMM-uri, pentru industrie, pentru cei care la un moment dat o să trăiască să transfere aceste costuri către populație. Și ne aducem aminte, PSD vorbea de mărirea pensiei nu cu 10%, se vorbea de 40%. Absolut, era un calendar extrem de accelerat de majorarea... Uh-huh. Totul pentru a câștiga capital electoral? Nu știu dacă pentru a... Evident că acesta este scopul suprem al partidelor politice, dar până la urmă PSD-ul face un lucru cert și foarte ușor de înțeles. Încearcă să promoveze interesele electoratului său. Electoratul său este unul mai degrabă rural, cu un vârstnic, anumit tip, da? Vârstnic, cu un anumit tip de educație, așa că... Practic simplu, pensionari, în general. Pensionari, într-adevăr, oameni care, într-o formă sau alta, depinde de stat,
Așa că el încearcă pur și simplu să-și promoveze Sigur. Această agendă. Chestiunea e că nu are o reacție din partea cealaltă. PNL este pur și simplu în defensiv. Acum Câțu a adoptat oarecum poziția lui Orban. Este oarecum în plan secund. Se uită cu un ochi critic la ce face guvernarea. Încearcă să ia pur și simplu distanță. Absolut. Pentru că vede că s-ar putea să îi se întâmple și lui ce i s-a întâmplat lui Orban. PNL în acest moment nu are prezidențiabil. Această discuție va deveni tot mai accentuată în anii următori. Și Dar totuși Emil Boc poate să fie propunerea sau numele cu care PNL va candida la alegerile prezidențiale? Dacă România a uitat măsurile de austeritate din 2010, ar putea să fie. E un primar care a fost votat în nenumărate rânduri la Cluj, în mod cert are notorietate, are un profil public pe care și l-a cultivat asidu în ultimii ani, dar în același timp are și niște bagaje, niște chestiuni din trecut, apropo de legătura cu fostul președinte, apropo de măsurile din 2010, care vor... Bine, poate să candideze, nu înseamnă neapărat că va fi președintele României. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat nu prea a mai dat după Ion Iliescu niciun președinte de țară. Da, și ne aducem aminte că una din discuțiile care a fost la instalarea acestei coaliții a fost despre schimbarea Constituției. S-a vorbit despre o republică parlamentară. Corect. Așa cum remarcați, după 2000, PSD nu a reușit să dea să aibă un președinte, candidat sigur. Care să câștige turul 2 al alegerilor prezidențiale. PSD se descurcă bine. S-a vehiculat numele domnului Mircea Joană ca venind de la NATO să candideze la alegerile prezidențiale. Cât de fezabilă este această idee și cât de realist ar putea fi? Vreau să ne uităm. În 2009, cred că Mircea Joană a fost cel mai aproape dintre candidații pe care PSD i-a avut în ultimii 20 de ani să câștige aceste alegeri. El a pierdut atunci din cauza sau datorită, depinde cum vrei să pui problema, voturilor care au venit din diaspora. El a câștigat undeva la o diferență de 15.000 de voturi în țară împotriva lui Traian Băsescu. Este un nume care este avansat și este avansat tot mai tare. În același timp, vedem că PSD îl cultivă pe actualul ministru al sănătății, căruia la fel îi se construiește un profil de prezidențiabil. Mai avem... Ministrul apărării, da, Vasile Dâncu. Ministrul apărării, care într-adevăr poate să fie o altă opțiune și poate să fie Gabriela Firea, care în momentul ăsta, probabil alături de Alexandru Rafila, este printre liderii care au cel mai înalt nivel de încredere din partea populației. Ajungem la final și ajungem la o concluzie. Sigur, am văzut și înființarea noi formațiuni politice. Vorbim despre partidul creat, da, Forța Dreptei PNL, Ludovic Orban, de asemenea și Alianța pentru Patrie din partea lui Liviu Dragnea. Vom vedea exact dacă vor candida la alegerile prezidențiale. Concluzia aș vrea să fie următoarea. Toată această agitație politică din 2021, cum și-a pus amprenta asupra vieților noastre de zi cu zi? În mod cert s-a văzut în performanța la guvernare și, atenție, atunci când politicienii au de gestionat crize politice și teme interne, în mod cert există atenție mai puțină pentru temele zilei. Și am văzut un nivel tot mai mare de neîncredere din partea populației în legătură cu deciziile guvernamentale și probabil pandemia este exemplu clasic. Oamenii, nu vreau să intru aici într-o discuție despre vaccinare, nevaccinare, dar oamenii pur și simplu nu au avut încredere în informațiile oficiale. Pentru că au fost atât de multe crize și atât de multe declarații contradictorii încât oamenii nu au știut pe cine să creadă. Când ai criză politică, nu ai nici investitori care să se uite să vină să aducă resurse în România. Nu ai proiecte pe termen lung. România are probleme structurale dincolo de aceste crize politice care țin de demografie, de piața muncii, de ceea ce se întâmplă în sistemul de educație și sănătate. Și cert, aceste reforme structurale pe care în mod evident le-ai fi așteptat într-un an fără alegeri parlamentare, nu s-au întâmplat. A fost un an pierdut din perspectiva marilor reforme și marilor teme pe care le vezi de fiecare dată în programele de guvernare sau, de exemplu, în PNRR, dar nu le vezi niciodată duse până la capăt într-adevăr. Din motive de crize politice, de tensiuni și așa mai departe. Sigur, am ajuns la final. Domnule Costin Ciobanu, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea La Zi și vă doresc un an nou bun. La fel. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră 20, dar cu rezumatul economic al anului 2021. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, prezentată de colegul meu Cornel Dărvășan. O seară excelentă tuturor!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.